Bună ziua! Astăzi, la interviurile juridice, nu pot să spun că o am alături de mine, dar destul de aproape de Juridicero este Angie Diana Go. Bine ai venit, Angie, și felicitări pentru reușita de la examenul de admitere la Institutul Național al Magistraturii. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație în primul rând și în același timp mă bucur foarte mult să mă laud cu faptul că colaborez cu Juridice de ceva timp și că până la urmă reușesc să fiu și o parte acestui interviu, până la urmă, chiar dacă la distanță, la invitația dumneavoastră, la invitația Juridice. Angie, spune-mi, te rog, care au fost motivațiile pentru care tu în 2019 ai zis mă înscriu la examenul pentru admitere în profesia de avocat, ai dat examenul, ai luat 90 de puncte și în același timp te-ai gândit că parcă ai vrea și la INM. Adică mi se pare că acum ești ușor crăcănată, cu un picior în avocatură și cu unul în magistratură, în startul pentru magistratură. În primul rând vreau să zic că încă de când am terminat, de când am absolvit școala gimnazială, mi-am dorit foarte mult să devin avocat. Cumva decizia de a deveni magistrat a fost luată la sfârșitul anului 3, începutul anului 4 de facultate și după cum am spus și la testul psihologic, din ce mi-aduc aminte, mi-am dorit întotdeauna încă din anul 3 să devin magistrat. La început am vrut foarte mult să devin avocat, numai că cumva mi-am dat seama că mi se potrivește mai bine profesia de magistrat, profesia de judecător, pentru că sunt o fire analitică și tot timpul căutarea echilibrului. Tocmai de aceea m-am gândit că cumva această calitate care poate într-un fel deveni uneori defect, și anume faptul că analizez foarte atent toate situațiile și faptul că am o anumită empatie față de oameni, m-ar ajuta mult mai mult în profesia de judecător, așa încât am ales să mă drept către această latură, să zicem, a profesiilor juridice. În același timp, nu exclud cu desăvârșire posibilitatea de a mă reîntoarce în avocatură la un moment dat. Mi se pare că viața este destul de complexă și are foarte multe laturi, foarte multe necunoscute, așa încât nu pot să spun că o să fiu, să zic, magistrat toată viața sau că o să mă întorc în avocatură sau ce o să fac cu exactitate. Mi se pare că nu avem niciodată o siguranță, o certitudine asupra ceea ce vrem să facem, asupra ceea ce facem pe un termen atât de lung cum ar fi, să zicem, o viață întreagă. De aceea, pentru că îmi este dragă și avocatura și magistratura deopotrivă, am zis că cel mai bine ar fi să dau examene de admitere în ambele profesii, iar momentan, pentru că cred mai mult că mi se potrivește profesia de judecător, m-am îndreptat către magistratură. Angie, haide să revenim un pic la motivațiile pentru care ai zis că vrei să te faci avocat și apoi la cele pentru care ai zis că vrei să te faci și judecător. Să presupunem că tu ai fi în comisia de interviu de la INM și ar veni în fața ta cineva care ar spune la fel ca și tine: știți, eu de când mă știu am vrut să fiu avocat, dar un declic a intervenit în anul 3 sau 4 și acum vreau să fiu intrat. Cum ai privi răspunsul celei care s-ar afla în fața ta? Da, este o întrebare foarte interesantă. Este o întrebare pe care mi-am pus-o și eu. Cumva am anticipat întrebarea legată de latura motivațională în cadrul interviului. Și deși mi-era puțin teamă de această întrebare, aparent nu am scăpat de ea, pentru că exact asta m-au întrebat. Și atunci, cumva, am avut un mic moment în care m-am gândit ce ar trebui să răspund acum, să răspund adevărul, și anume că nu dintotdeauna am vrut să mă fac magistrat și că nu exclud ca la un moment dat să redevin, să mă întreb către avocatură sau să le spun că magistrat este tot ceea ce vreau eu să devin. Pentru că, din ce se spune despre proba interviului, comisia este mult mai interesată de persoane care au o puternică motivație către a deveni magistrat și atunci m-am gândit că poate nu e bine să le spun faptul că decizia a fost luată relativ recent față de alți colegii mei și că nu exclud la un moment dat să devin avocat. Numai că mi-am luat inima în dinți și le-am spus adevărul, le-am spus că
Nu sunt foarte sigură că vreau să rămân în magistratură toată viața, că nu știm niciodată încotro ne împinge destinul, curentul în general, și că poate la un moment dat mă voi întoarce în avocatură. Unii dintre membrii comisiei s-au uitat puțin critic, sau cel puțin așa mi s-a părut mie, lucru care mi-a dat și mai mare emoții legat de răspunsul pe care l-am dat. Însă, până la urmă, atunci când am dat proba interviului, cred că autenticitatea a fost cea care m-a salvat, să zic, de unele întrebări care poate au fost mai grele. Că vorbeam de interviu, spune-mi, te rog, te-au întrebat de unde, care este natura numelui tău, Goh? Nu m-au întrebat, deși mă așteptam să mă întrebe, asta, nu m-au întrebat asta. În schimb, am avut alte întrebări care, la care, bineînțeles, nu am așteptat. Mi s-a părut provocator, mi s-a părut interesant. Și poate tocmai de aceea proba interviului a fost proba mea preferată în cadrul acestui concurs de admitere la INM. Ai spus că ai primit întrebări la care nu te așteptai. Ne poți spune una sau două dintre acestea? Cumva din discuția pe care am avut-o cu membrii comisiei, unul dintre aceștia mi-a adresat întrebarea dacă nu cred că eu m-aș împăca mai bine cu o lume care cuprinde și adevăr și minciună. Asta prin raportarea la ceilalți oameni cărora le poate le-a fi mai bine într-o lume în care stă doar adevăr. Lucru care m-a făcut să mă întreb un pic ce fel de profil le-am oferit membrilor comisiei. Însă răspunsul la această întrebare a fost de altfel și mai spontan și cumva s-a bazat pe filozofia chineză. Le-am spus că așa cum binele nu poate să existe fără rău, adevărul fără minciună, lumina fără întuneric, dacă nu am avea minciuna, nu am ști ce înseamnă adevăr. Ai folosit expresia filozofia chineză? Da, unul dintre modelele mele de pe fișa de interviu a fost un filozof chinez, Lao Tzu, și atunci am zis că dacă tot îi urmez așa doctrina, mai mult sau mai puțin, să dau și o explicație salvatoare în legătură cu acest filozof. Mă mir că nu te-a întrebat nimeni din comisie dacă n-ai rude din China, pentru că tu semeni foarte mult cu o chinezoaică. Da, mulțumesc! Sau le-ai spus tu, știți, tatăl meu este din China? Nu le-am spus asta. Ai fost în China, apropo de China? Am fost în China în anul 2018. În excursie, nu? În excursie cu părinții, nu? Am fost invitată de Facultatea de Drept din cadrul Universității din Beijing într-un proiect, ca parte într-un proiect internațional de schimb cultural și de cooperare, să zic așa, în materie juridică, adică cumva am luat contact și cu studenții Facultății de Drept din Beijing și cu studenții ai altor facultăți din Europa și America. Ce ți-a plăcut cel mai mult acolo și ce nu ți-a plăcut cel mai mult acolo? Mi-a plăcut foarte mult căldura cu care am fost întâmpinați și aici nu mă refer doar la formalitățile care au avut loc în festivitatea de primire, ci până și în viața de zi cu zi, când mergeam la magazine sau când umblam pe străzi, oamenii erau foarte primitori, foarte amabili, dornici să ne ajute. Mi-a plăcut de asemenea modul în care au abordat acest proiect, felul în care au realizat adevărate team building-uri între noi, depășind cumva bariera de diferențe culturale, lingvistice și așa mai departe. Și a fost o experiență extraordinară. Pe de altă parte, nu mi-a plăcut clima de acolo. Aveam o permanentă senzație de mă simțeam ca și cum sunt permanent în duș. Clima era extrem de caldă, extrem de umedă în același timp și era foarte neplăcut să stai zile întregi și să fie zăbușat afară în continuu. În ce anotimp ai fost? În ce perioadă? Am fost în iulie, aparent singura lună, din câte am înțeles, în care plouă abundent. Atunci am nimerit, pentru că atunci s-a făcut proiectul. Am înțeles. Te-ai exersat chineza? O să te întreb cum se spune, nu știu, ce faci? Ce mai faci? În chineză? În chineză, ce mai faci se spune ni hao ma,
Ni hao ma. Wohen hao, yes, yes. Fac foarte bine, mulțumesc. Și eu fac foarte bine, mulțumesc. Să revenim la examen, Angie. Spune-mi, te rog, cum ai învățat pentru examen? Aici sunt foarte multe lucruri de zis, începând cu momentele de început când am conștientizat că chiar trebuie să mă apuc să învăț pentru aceste examene, la care m-am gândit în toți anii de facultate, cumva speriată de faptul că va trebui să le dau și eu la un moment dat, însă în același timp nerăbdătoare să demonstrez ceea ce pot. M-am trezit dintr-o dată cu un volum enorm de materie. Nu știam ce să fac, nu știam dacă o să am timp să învăț toată materia respectivă, dacă mai aduc aminte bine sau nu informațiile din anii anteriori. Și cumva eram într-un moment de incertitudine. Recunosc, nu am avut momente în care, să zic, am zis că o să abandonez orice fel de admitere. Dar am avut unele momente de, știu și eu, de panică, de stres, când m-am trezit eu, pur și simplu, față în față cu o uriașă bibliografie de examen și cu cunoștințe, cel puțin cum mi se păreau la acel moment, mult prea vagi pentru a depăși aceste examene. Ulterior, când chiar m-am apucat să recapitulez, mi-am dat seama că foarte multe dintre noțiuni le aveam deja încă din anii de licență, așa încât nu a fost atât de greu. Momentul când m-am apucat să învăț cu adevărat pentru examenele de admitere în profesie a fost undeva după licența, după examen de licență, susținut în cadrul facultății. Și cred că a fost mai bine că a fost așa. Spune-mi, te rog, la examenul de admitere în profesia de avocat ai avut emoții? Am avut emoții foarte mari chiar. Și unde ai avut emoții mai mari? La examenul de admitere în profesia de avocat sau la examenul de admitere la INM? Cred că am avut emoții la toate examenele pe care le-am dat vreodată până acum. Și la cele din facultate, nu? Da, da, și la licență, de asemenea, la examen de licență, pentru că aveam cumva conștiința faptului că a fost foarte multă muncă în spate, dar și a faptului că nu contează câtă muncă a fost în spate, trebuie să demonstrezi ce poți în ziua respectivă. Și norocul? Așa încât era o presiune. Și norocul? Intra undeva în ecuație? Norocul? Cred că da. Eu cred în acești factorii de genul noroc, șansă, intuiție de moment și așa mai departe, însă, bineînțeles, aceștia cred că își fac efectul numai dacă chiar ai câteva cunoștințe, cel puțin temeinice. Dacă te pregătești, ai și noroc, să știi, nu? Da, da, da. Cât te-a ajutat faptul că ai dat mai întâi examenul de admitere în profesia de avocat? Adică te-ai dus la examenul de admitere la INM cu o plasă de siguranță că te puteai întoarce oricât la profesia de avocat? Sau ai plecat fără această plasă de siguranță? Vreau să intru la INM. Da, vă mulțumesc de întrebare. Este iar o întrebare foarte interesantă. Într-adevăr, a fost un real confort psihic să știu că, indiferent de răspunsul de la examen de admitere în magistratură, am totuși o variantă. Cu toate acestea, cred că a fost mai degrabă în plan psihologic toate aceste lucruri, pentru că dacă, să zicem, nu aș fi promovat examenul de admitere în magistratură, cel mai probabil aș fi încercat din nou. Dar, chiar conștientizând și știind aceste lucruri, totuși mi s-a părut mult mai ușor, am adoptat totul mult mai lejer atunci când știam că totuși am un examen promovat. Spune-mi, te rog, care este atmosfera la un examen atât de greu precum examenul de admitere la INM? Te uitai la cei care erau candidați cu tine? Te uitai poate la părinții care îi așteptau pe candidați? Ce atmosferă este acolo, în sala de examen? Și după, și înainte, și după? Oh, este o atmosferă destul de grea. Am observat însă că m-a emoționat sunt părinții de firește. Fiecare dată. Firește. Și întotdeauna mi s-a părut interesant lucrul ăsta. Este o atmosferă destul de grea, este destul de tensionată. Contrar așteptărilor, lumea se așează în bănci și nu vorbește deloc înainte de începerea examenelor. Cumva asta amplifică tensiunea. Suntem chemați cam cu jumătate de oră sau o oră, nu mai știu exact, înainte, așa încât stăm practic în tăcere jumătate de oră gândindu-ne la cât de important este acest examen pentru noi.
lucru care nu face altceva decât să ne crească emoțiile și cumva cred că de-abia am așteptat, cel puțin eu, să se desfacă plicul cu subiecte, să putem să ne apucăm de treabă și să nu ne mai gândim la ce ar fi posibil să ne dea la un moment dat. Emoția este mare, vrei să spui, până în momentul în care primești subiectele sau în momentul în care fix ai primit subiectul? Acum e acum să vedem ce pică, să vedem ce subiecte o să fie. Pentru mine cel puțin a fost mai grea așteptarea subiectelor. După ce am văzut subiectul, deja am început să mă concentrez asupra faptului că doream să văd ce vor întrebările de la mine și dacă îmi amintesc exact răspunsurile cu privire la unele dintre chestiuni, să văd dacă mi-aduc aminte despre unele instituții, să văd în ce fel răspunsurile de la seminare mă ajută sau nu. Întotdeauna am fost genul de student care să susțină faptul că, deși într-adevăr sunt 4 materii deosebit de importante și, până la urmă, singurele pentru admiterea în profesie, răspunsurile date în cadrul seminarului, activitatea de seminar, nu doar la aceste materii, ci și la celelalte, sunt foarte importante. Pe mine, spre exemplu, m-au ajutat anumite cunoștințe de drept comercial, să zic, sau de drept internațional, când am încercat să fac unele raționamente pentru rezolvarea unor subiecte de drept penal. Și atunci, cumva, chiar dacă nu era vorba despre aceleași materii, despre aceleași subiecte, modul de gândire m-a ajutat destul de mult. Și asta pentru că mereu am fost genul de student care să meargă la cursuri, la seminare, să răspundă în mod activ, chiar și la materiile care nu sunt neapărat materii de concurs. Spune-mi, te rog, te-ai pregătit singură sau ai învățat cu prieteni sau ai fost la cursuri? Pentru examene m-am pregătit singură. Da. Eu nu prea cred în pregătirea alături de prieteni sau alături, știu eu, de persoane dragi. Sunt o fire destul de sociabilă, am încercat de câteva ori să învăț alături de prietene de ale mele. Întotdeauna am sfârșit prin a ține întregi conversații despre tot felul de știri, povești de viață, așa mai departe. Și am făcut până la urmă orice se putea face, aproape orice se putea face, dar nu am învățat. Am discutat orice știre sau orice aspect, știu și eu, extra juridic, dar nu exact cele care trebuiau soluționate și pentru care ne-am întâlnit, așa încât cred că este foarte important pregătirea individuală. Bun. Nu am făcut pregătiri pentru, dar nici nu cred că sunt, de fapt, pentru probele juridice și nici pentru proba interviului, pentru că mi se pare puțin artificial să te pregătești pentru a demonstra în probă cine ești tu de fapt. Cred că asta știi cel mai bine tu singur. Haideți să luăm pe rând examenele. La proba scrisă, ai văzut grilele, ai trecut la rezolvarea lor. Spune-mi, te rog, de câte ori ai verificat? Eu am obișnuința să mă grăbesc un pic când rezolv grilele, pentru că atunci când mi s-a amânat până la urmă un mănunchi de foi și întrebările pe care le-am văzut acolo erau foarte ample, m-am hotărât prima dată să le rezolv pe rând, iar ulterior, dacă mai am timp, să le verific. Așa încât cumva am început să rezolv grilele fără să mai verific ulterior. Adică rezolvam grila, marcam răspunsul și atât. Bineînțeles, asta pe foaia mea, pe foaia de examen la final. În mod surprinzător, deși mă așteptam poate să le rezolv mai bine, atunci când am terminat de rezolvat cele 100 de grile, aproape că expirase timpul, așa încât le-am trecut pe foaia de răspuns. Deci, este practic, foarte interesant. N-ai mai avut timp, practic, să mai verifici. Nu am avut timp să le verific în mod temeinic. Adică aș mai fi avut timp, să zicem, să modific o grilă sau două, dar nu am riscat asta și atunci am mers cumva, bine, în propriu spus, pe prima rezolvare. Am înțeles. Și după ce ai ieșit, te-ai dus la cărți să vezi dacă ai făcut bine sau nu? Nu știu dacă este neapărat bine ceea ce am făcut eu. După ce am ieșit de la fiecare examen, așa, am ținut foarte departe de orice fel de carte de drept. Ai făcut foarte bine! Chiar și când s-au discutat, să zicem, știu și eu, posibilitățile de rezolvare ale subiectelor, încercam să evit zona, pentru că nu mai vreau să mai auzi de ele. Bine, mi-e foarte drag dreptul. Mereu am vrut să fac drept, încă din clasa a 4-a sau a 5-a.
Însă certitudinea cumva am avut-o în clasa 12-a. Dar totuși este bine să fie limitat cât de cât uneori. Ai zis că în clasa 12 ai avut certitudinea. Care e povestea certitudinii? Mi-am dorit să fiu avocat undeva din clasele, știu și eu, primare, clasa 3, clasa 4, așa, în linii mari, într-o opinie vagă. Numai că, având în vedere că totuși eram mult prea mică la acel moment, lucru pe care l-am conștientizat și atunci, am continuat totuși să iau toate posibilitățile în calcul. Așa încât la sfârșitul clasei a 8-a, bucurându-mă de o medie destul de mare, am accesat un profil real, un profil de mate info-engleză, cu gândul că poate la un moment dat, dacă mă voi răzgândi cu privire la ceea ce vreau să devin, să pot să mă reprofilez, să zic așa. Numai că accesând cumva un profil de mate info, deși într-adevăr mi-a plăcut foarte mult matematica, nu pot spune neapărat același lucru despre celelalte materii din cadrul acestui profil real și pe lângă faptul că mi-am dat seama că sunt bună la literatură, sunt bună la științe juridice, la cultură civică, logică și așa mai departe, nu am nicio inclinație către materii reale, poate cu excepția matematicii, așa încât a fost mult mai simplu să știi nu doar că este o pasiune pentru tine dreptul, dar și că nu te pricepi la altceva. Am înțeles, ai ales să faci ceea ce îți place știind că te pricepi mai bine la asta. Angie, spune-mi, te rog, care au fost bucuriile când ai reușit la examenul de intrare în profesia de avocat? Cum te-ai bucurat? Ce ai făcut? Legat de ce am făcut ulterior, pe lângă faptul că, bineînțeles, în ziua respectivă nu am atins de nicio carte de drept, așa. Cred că cumva nu știam neapărat ce reacție să am. Mă așteptam la o bucurie foarte mare, dar cumva exteriorizată. Nu surprinzător, bucuria a fost foarte mare, însă cumva interiorizată mă simțeam bine cu mine, cu activitatea pe care am făcut-o și mă simțeam din ce în ce mai motivată să devin magistrat și să reușesc și în examenul din cadrul INM-ului. Așa încât prima zi când am aflat rezultatele nu am făcut nimic deosebit, să zic, iar ulterior m-am apucat temei de învățat pentru magistratura. S-ar putea ca în mintea ta acest examen de intrare în profesia de avocat să fi fost un fel de etapă eliminatorie pentru examenul de admitere la INM. Te-ai gândit vreodată? M-am gândit și la foarte multe lucruri m-am gândit cumva când a fost cazul să susțin proba interviului la INM. Atunci mi-am pus foarte multe întrebări. Cine sunt de fapt? Ce-mi place să fac? De ce? De ce vreau să devin magistrat și nu avocat? M-am gândit și la asta. Nu știu ce aș fi făcut, ca să zic așa, 100%, însă cel mai probabil că aș fi dat în magistratură și în anul următor. Am înțeles. Spune-mi, te rog, de la INM, ce așteptări ai? O să fii auditor de justiție. Nu pot să zic că am o așteptare în mod special, însă, într-adevăr, mă aștept să dobândesc noi cunoștințe juridice, nejuridice, să devin un profesionist al dreptului din ce în ce mai bun, să fiu provocată să gândesc liber, să gândesc juridic, să învăț foarte multe lucruri. Întotdeauna mi-a plăcut să cunosc cât mai multe, să învăț cât mai multe lucruri și cumva cred că această experiență mă va ajuta foarte mult în formarea profesională și până la urmă și umană. În același timp, sunt nerăbdătoare să-mi cunosc noi colegi, să leg noi prietenii. Sunt foarte sociabilă și de-abia aștept cumva să cunosc oameni noi și să împărtășim diferite gânduri, sentimente, idei și non-juridice și în afara dreptului. O să revin la proba interviului pentru că mi-am dat seama că nu te-am întrebat dacă vreunul dintre membrii comisiei ți-au pus vreo întrebare haioasă. Legat de această întrebare, probabil că unele întrebări au fost haioase sau probabil că unele răspunsuri de ale mele au fost haioase. Pot spune că interviul s-a desfășurat mult mai relaxat decât mă așteptam. Am mers acolo cu foarte multe emoții, însă atunci când am văzut comisia, m-am mai liniștit și asta pentru că cumva nu era chiar așa cum am așteptat, știu și eu, să fie extrem de critici, extrem de duri. Cumva poate și miturile astea construite în jurul probei interviului
sperie oameni, iar aceștia ajung cu emoții foarte mari și nu reușesc să dea cei mai buni. Am intrat cu emoții foarte mari când i-am văzut și i-am văzut cât sunt de calmi, de demni, de, nu știu, impuneau cumva un respect, dar un respect blând. M-am relaxat și atunci am încercat să dau cele mai bune răspunsuri. Poate unele au fost amuzante și pe la un moment dat zâmbeau membrii comisiei. Eu nu mi-am permis să fac asta la acel moment pentru că nu știam dacă se cuvine sau nu. Nu mi-aduc aminte un moment amuzant, poate, adică eu cel puțin nu pot să zic că m-am distrat efectiv în timpul interviului. Am fost mai degrabă. Nu era vorba de distracție. Sigur că dacă tu nu te-ai dus acolo să te distrezi, mă gândeam din partea membrilor comisiei dacă au pus o întrebare ca să-ți testeze umorul. Să fiu sinceră, nu mi-aduc aminte în acest moment să fi pus o astfel de întrebare, însă știu că la un moment dat m-au întrebat legat de Voltaire, mi-au picat pe biletul acela cu citate, mi-a picat Voltaire și m-au întrebat dacă știu cine este, așa încât le-am spus că este vorba despre un filozof francez și o întrebată fiind care este secolul, nu mai știu exact ce reacție am avut pentru că membrii comisiei știu că au zâmbit. Spune-mi, te rog, judecător sau procuror? Cred că judecător, mai degrabă. Asta este ceea ce cred în acest moment, pentru că sunt o fire analitică și tot timpul în căutarea echilibrului și cumva factorul care mă caracterizează poate cel mai mult în acest moment este empatia. Am o empatie deosebită față de oameni și încerc tot timpul să caut echilibru. Nu sunt chiar o fire investigativă și atunci cred că mi se potrivește mai degrabă să fiu judecător. Nu exclud însă eventual ca după absolvirea institutului sau, mai bine zis, după primul an de institut să schimb această variantă, însă cel puțin în acest moment cred că judecător este profesia care mi se potrivește cel mai mult. Spune-mi dacă sunt judecători pe care i-ai văzut în sala de judecată și ți-ai zis, aș vrea să fiu așa, mi-ar plăcea să conduc ședința de judecată așa, sau eu n-aș fi făcut niciodată chestiunea asta? Deși am făcut câteva stagii de practică, m-am ocupat mai degrabă de avocatura de consultanță și de stagii de practică, precum, știu și eu, combaterea fraudelor, în cadrul Agenției pentru combaterea fraudelor sau am fost în alte internship-uri care nu prea mi-au permis accesul în sala de judecată, așa încât nu am un astfel de model, știu și eu, al judecătorului în sala de judecată. În schimb, am multe modele printre profesorii mei de facultate, printre care, nu știu dacă îmi permiteți să enumăr câteva. Chiar te rog, Angie. Bineînțeles, sper să nu omit sau îmi cer scuze încă de pe acum dacă, să zicem, omit pe cineva, dar în categoria aceea judecătorului de tipul așa vreau să devin, s-ar încadra domnul profesor Liviu Zidaru, asistent, lector, în fapt, la noi la procedură civilă. Este un om extraordinar care ne-a învățat cumva pe lângă procedură civilă și lecții de umanitate și de profesionalism, de ce face de fapt judecătorul într-o anumită situație. În același timp, profesorii din cadrul facultății mi se pare că ne-au format cumva și ne-au scos din zona de confort, așa încât sunt foarte multe nume de menționat aici. Vorbim despre doamna Andra Roxana Trandafir, cu care am făcut pregătire pentru hexagonul proba de drept penal, pentru facultatea de drept, a fost până în preselecția finală. Vorbim despre domnii profesori Traian Briciu, care într-adevăr este un profesor extraordinar și datorită lui poate am învățat procedura civilă atât de bine. Întotdeauna am fost adeptă a examenelor grele, pentru că examenele grele îți arată ce știi de fapt și ce nu știi și faptul că, de fapt, uneori poate nu știi unele lucruri, așa încât nu ai iluzia unor false cunoștințe. Și aici sunt mulți profesori cărora trebuie să le mulțumim pentru examenele, poate un pic mai grele, însă foarte utile și pentru tot profesionalismul de care au dat dovadă. Domnul decan Răzvan Dincă, domnul profesor Petruș Ciobanu, domnul profesor Claudiu Buglea și sunt mulți de menționat aici.
Anji, suntem în plină criză coronavirus. Nu te-am întrebat absolut deloc despre această pandemie. Cât crezi tu că va ține și dacă va ține mai mult, asta ar însemna să faceți cursuri online? Ce va fi, ce va însemna pentru tine să faceți cursuri online și nu față în față la INM? Ați fi prima generație de auditori de justiție care ar face cursuri online. Este adevărat, m-am gândit la această variantă. Ce pot să spun este că, pe de o parte, dacă situația o va impune, să sperăm că nu, ar fi mai bine poate să facem cursuri online decât să amânăm, să nu facem deloc. În același timp, firea mea sociabilă ar fi cumva dezamăgită, pentru că de-abia aștept să-mi cunosc colegii, să interrelaționez cu ei și să cunosc până la urmă și formatorii. Însă, în același timp, cred că sănătatea trebuie să fie o prioritate pentru toți. Cred că ne vom descurca destul de bine și în mediul online. În prezent sunt la master, în cadrul facultății de drept, și desfășurăm deja cursurile online. Cumva ne-am apropiat de tehnologie din cauza acestei pandemii. Totuși, îmi doresc ca această pandemie să se sfârșească cât mai curând și oamenii să-și poată relua viețile obișnuite, dincolo de teama faptului că dacă ieși din casă nu o să mai poată prinde, probabil, știu și eu, ziua de mâine. Mulțumesc foarte mult, Anji, îți doresc foarte mult succes și sunt convinsă că cititorii juridice ro îți vor citi în continuare material, așa cum au făcut-o și până acum. Mult succes! Mulțumesc! Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu pentru invitație și pentru tot suportul și încurajez pe cei care se uită la noi, cititori juridice sau nu, să colaboreze cu Juridice. Este un portal extrem de important, un portal legislativ extrem de important în România, poate cel mai important portal legislativ. Este un punct de referință pentru domeniul dreptului. Mă îndoiesc că există un profesionist al dreptului care nu a auzit de Juridice. Vă doresc mult succes în continuare și vă mulțumesc frumos pentru invitație și pentru susținere. Mulțumesc și dumneavoastră, numai bine, să fim sănătoși!